Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au desfășurat astăzi o nouă ediție a proiectului Rămâneți în școală, prin care și-au propus să faciliteze accesul tinerilor la educație. Astăzi, beneficiarii au fost cei 20 de copii din cadrul Centrului de zi George Călinescu din Capitală, care au mers la Muzeul Național al Aviației Române. Aici, aceștia au aflat noțiuni despre profesiile din acest domeniu. Despre ce le-ați povestit astăzi copiilor? Mi-a plăcut să mă întâlnesc cu copiii pentru că ei îmi fac impresia că sunt foarte, foarte interesați. Un muzeu de aviație este un muzeu care place tuturor copiilor și sunt foarte curioși, sunt la vârsta în care asimilează foarte mult și m-au ținut așa un pic în tensiune pentru că trebuia să fiu atent la toate detaliile, să le vorbesc despre elicoptere, despre avioane, dar să le spun care este diferența între un elicopter și un avion. Despre celelalte lucruri care îmbracă istoria aeronauticii române, baloane, radare, rachete și despre personalitățile aeronauticii noastre. Care este oferta educațională a aviației? După ce termină liceul, după ce au promovat cu succes bacalaureatul, se pot îndrepta către Academia Forțelor Aeriene de la Brașov sau către Școala Militară de Maestri Militari Subofițeri a Forțelor Aeriene de la Boboc, lângă Buzău. Tinerii au văzut între exponatele muzeului și o icoană. Astăzi le-ați vorbit copiilor și despre o icoană. Ne puteți prezenta și nouă această poveste care le-ați spus-o lor? Printre exponatele noastre se află și o icoană. Pentru că atunci când plecau pe front, tinerii aviatori care aveau 20, 22, 23 de ani primeau cadou de la părinți uneori icoane. Și le luau cu ei în avion. Una dintre aceste icoane se află în patrimoniul Muzeului Național al Aviației, a aparținut locotenentului din 1942, Tiberiu Stătescu, și a fost pe front cu ea. În 1941 a luptat în Basarabia și la Odessa, a și fost rănit la ambele picioare. El atunci, întorcându-se cu avionul, a avut așa o aterizare mai dură, dar avionul, pilotul și icoana nu au suferit foarte multe pagube și de asemenea a fost pe front la Stalingrad. Cei 20 de copii au primit din partea voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului haine și încălțăminte pentru sezonul rece. Astăzi, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au desfășurat o nouă etapă a programului Rămâneți în școală. A fost o activitate reușită. Ca și plus al acestei activități, astăzi am adus copiii de la Centrul de zi George Călinescu, i-am adus la Muzeul Aviației. Aceștia au aflat multe informații frumoase despre aviația română, despre anumite meserii, a fost și o activitate de mentorat, li s-a prezentat noțiuni despre radiolocație, despre aviație, despre rachete și multe arme ale aviației române. O vizită la muzeu are un rol foarte important în educația unui copil. Este chiar și pentru noi, adulții, mie mi-a dat impuls așa să mai particip la astfel de activități. Dacă pentru un adult are un rol atât de important, pentru un copil cred că este esențial să participe și la astfel de activități. Pentru că informațiile pe care le obții împărtășești și din pasiunea oamenilor cu care intri în contact aici. Ce ați putea să ne spuneți astăzi despre această activitate frumoasă desfășurată aici de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului la Muzeul Aviației Române? Sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat astăzi aici, pentru că am avut ocazia să văd exponatele muzeului, am văzut uniforme militare, am văzut echipamente de zbor, am văzut mijloace de detectare a aparatelor de zbor, am fost împreună copii care s-au bucurat, au văzut ceea ce Muzeul de Aviație pune la dispoziție tuturor și au fost impresionați de activitatea pe care am susținut-o împreună cu ei astăzi aici. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu forțele aeriene române. A fost o acțiune foarte plăcută. Consider că a fost foarte folositoare și copiii au învățat multe venind aici la Muzeul Aviației și mulțumim tuturor, inclusiv pentru cadourile primite, care cred că i-a făcut foarte fericiți
mai ales că se apropie sărbătorile. Cât de important este pentru acești copii să afle noțiuni despre diverse meserii? Ei sunt la vârsta când fiecare trebuie să-și găsească acea cale și acel drum pe care fiecare din noi îl avem. Ce te-a impresionat la activitatea de astăzi? Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat avioanele, elicopterele, tunurile și am văzut și parașute. Despre ce anume ți-a vorbit astăzi domnul profesor aici la Muzeul Aviației? Despre elicoptere, avioane, rachete, catapulte, baloane cu aer cald, piloți. Despre ce piloți ți-a vorbit și ce te-a impresionat pe tine cel mai mult astăzi? Pe mine m-a impresionat Henry Coandă, Aurelu Laicu. Mâine, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se vor afla în localitatea Matca, din județul Galați, unde vor desfășura o nouă etapă a proiectului Rămâneți în școală.